Colegiul medicilor a decis sancționarea prin vot de blam a medicilor de la Sanador, care s-au ocupat de băiețelul de 1 an și 10 luni, care a murit după operație de hernie inghinală. Concluzia anchetei arată că nu au fost respectate normele legale privind activitatea medicilor. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, a declarat în această dimineață că ministrul de finanțe continuă bătaia de joc la adresa mediului de afaceri prin anunțul adoptării unei ordonanțe de urgență care să modifice ordonanța de urgență 114. Acesta a mai precizat că acest cocktail Molotov-Teodorovici-Vâlcov trebuie să înceteze. Tony Greble, secretarul general al Guvernului, a comentat la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție protestele din ultima perioadă ale magistraților și a precizat că demersul este o dovadă că lumea s-a întors cu susul în jos. Telecom România modifică tarifele pentru apelurile internaționale în spațiul economic european, adică statele membre ale Uniunii Europene plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia, începând cu data de 15 mai 2019. Tarifele reglementate vor fi de 0,226 de euro pentru un minut, având TVA-ul inclus, respectiv de 0,071 de euro pentru un SMS, având TVA-ul inclus. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat azi că își va scurta vizita în Statele Unite în urma atacului cu rachete care a avut loc într-un oraș de lângă Tel Aviv. Atac în urma căruia 6 persoane au fost rănite și o casă a fost incendiată, relatează Reuters. Acesta a adăugat că se va întâlni cu președintele Donald Trump în orele care urmează. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.